Pentru că vor ei. Lumea, adevărul, merge copiii la școală și uite-n ce hal vine. Da! Bă, așa, uite-n cum merg la școală și uite-n ce hal vine. A fost activat planul roșu astăzi în Mehedinți. 10 de elevi din 4 comune au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu mâncarea primită la școală. Cei mici au ajuns acasă cu mai multe simptome, iar părinții disperați au sunat de urgență la 112. Au venit copiii acasă și au început să bufne în... De la ce școală sunteți? De la Preda Buzescu, Vlădea. Ce-au da. Mâncat? V-au spus ce-au mâncat? Da, a zis că le-a dat niște paste. Și cam asta a fost. Mănâncă hrană caldă sau hrană rece? Păi sunt zile diferite, când le mai dă, par exemplu, azi le dă rece, poate mâine să le dă cald. Era mâncarea, când a venit fata cu ea, a scos-o din geantă, mirosa, nu puteai să stai lângă ea. Păi și mâncare. Cum am mâncat din ea sau... Ba, am două fete, una a mâncat acolo la școală și a doua a băgat-o în geantă să mănânce acasă. Când a venit cu ea acasă, nevasta mea a văzut-o și a, nu știu, a trecut un miros așa, când a mirosat de nu puteai să stai lângă caserola aia. La școală au mâncat paste făinoase și s-au intoxicat. Nu știu ce era în mâncare, dar ceva grav cred că era. Paste cu carne? Nu știu, nu era cu carne, dar am auzit că erau paste cu sos. Erau. După cum am auzit alți copilași, acolo era și brânză, ceva de gen. Nu știu sigur dacă era sau nu. Nu vreau să dau detalii. Sunteți care... mama unui copil? Sau? Da, sunt mama unei fetițe care am venit cu ea mai mult leșinată, să zic așa. Am venit cu ea leșinată. V-ați speriat când ne-ați văzut? Tare mult, vă dați seama, n-am așteptat, au venit salvările, sunt încărcate și acum încă sunt copilașii în stație. Au venit niște domni de la salvare și mi-au spus să nu mai aștept salvarea pentru că era mai avansată și mi-a zis să iau mașina. Ați și să vin. Da, am venit cu mașina personală cu poliția în față, m-a adus poliția. Dar încă ceva, nu este numai un copil, mi se pare ceva ciudat. Dacă ar fi un copil, aș mai zice, dar să fie toată școala și am auzit că și profesorii, da, și din trei comune, da. În sprijinul copiilor au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor pentru a acorda asistență medicală minorilor. Momentan am avut 63 de solicitări. Și am intervenit cu toate echipajele din dotare și am mai suplimentat încă cu două echipaje pe care le-am solicitat de acasă. Pe parcurs vom mai da mai multe detalii. 10 de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin s-au mobilizat pentru primirea micuților. S-a activat planul roșu, tot personalul medical a fost mobilizat, a fost adus în cadrul unității, suntem pregătiți să primim aproximativ 100 copii, așa am fost anunțați. Deocamdată ne-au venit și cu mijloace personale și cu ambulanța. Ne-au venit 12 copii. Suntem pregătiți, m-am spus, pentru 100 de copii aproximativ. Primii pacienți, cam ce simptome au? Simptomatologia pregnantă, vărsături și diaree și durere abdominală. Copiii rămân sub supraveghere medicală, iar autoritățile au demarat o amplă anchetă.